Atât ieri cât și astăzi am încercat să semnăm contractul cu operatorii de pe anumite loturi, de pe loturile unde au fost, am avut un singur operator la licitație. Din păcate n-am putut să facem acest lucru, având în vedere că o cauză tehnică din contract, și anume garanția de bună execuție, nu a putut fi dovedită de către operatori, așa cum spune legea, pe toată perioada contractului, adică 7 ani. Operatorii au solicitat ca aceste polițe sau asigurări să fie reînnoite anual. Căutăm o soluție astăzi și mâine, că o să căutăm o soluție să rezolvăm și această problemă, astfel încât operatorii să poată semna contractele și din momentul semnării să intrăm în perioada de mobilizare. În toată această perioadă, transportul este asigurat în continuare de vechii transportatori? Da, într-adevăr, nu ca și termen de intrare în execuția noii licitații este 1 ianuarie 2024. Până atunci, vechi operatori sunt pe trasee și vor rămâne pe trasee, deci, să spunem așa, transportul public județean va fi asigurat.